Bilanț provizoriu. Emisiune realizată de Nicola Don. Bună dimineața și bine v-am găsit. Alături de mine este astăzi doamna Gabriela Sabo, una dintre cele mai mari atlete ale lumii în anii 90 și actualmente ministrul tineretului și al sportului. O să combinăm astăzi împreună aceste aspecte, politica și sportul, legate bineînțeles de actualitate. Și o să începem, doamnă, cu partea cea mai acută a momentului, Gala Bute, tot scandalul și modul în care acest scandal afectează sau nu sportul și imaginea sportivilor. Ce va rămâne după acest scandal? Faptul că doamna Udrea a fost sau nu condamnată pentru fapte ilegale, asta vom vedea, sau gala de box organizată acasă pentru campionul mondial român de la acea vreme, Lucian Bute? Ce să reținem? Bună dimineața înainte de toate și sincer vă mulțumesc pentru invitația de a fi alături de dumneavoastră și de ascultătorii dumneavoastră și da, văd că mă luați din start cu această știre care astăzi este pe toate televiziunile din România. De vreo săptămână bună. De câțiva ani, dacă stăm bine și ne gândim și ne uităm puțin în istoric. Cert este că, clar, nu face bine imaginii sportului românesc. Eu acum, ca și om de sport și ca iubitor și ca practicant de sport de mare performanță, insist foarte tare la federațiile naționale să aducă în România cât mai multe evenimente internaționale de mare anvergură, tocmai pentru ca publicul din România să facă cunoștință cu sportivii noștri, să-i vadă în arenă concurând și chiar să-i încurajeze. Acum, ce s-a întâmplat? Dați-mi voie să nu comentez, că nici eu, sincer, sunt pe poziția de ministru, dar nici eu nu cunosc foarte bine fenomenul din interior. Nu vreau să intrăm în tainele care n-a fost tranșat încă. Vorbim de imagine și... Dar sunt foarte tristă, pentru că imaginea sportivului nostru, Lucian Bute, astăzi este dus într-o altă direcție. La momentul respectiv, ați văzut, sala a fost plină, publicul și l-a dorit să-l vadă pe Bute în țară concurând, a și câștigat acel meci. După ceea ce a fost în spate, mai puțin contează. Important este ca, indiferent ca organizator de evenimente, să nu te folosești de imaginea unui sportiv în interese proprii, ci folosește-te de imaginea sportivului respectiv pentru interes național. Altă temă neplăcută, miercuri am asistat la condamnarea, printre alții, a fostului finanțator al clubului FC Argeș, Cornel Penescu, și a lui Gheorghe Constantin, fostul președinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor din cadrul Federației Române de Fotbal, de data asta, în dosarul Mita pentru arbitri. Cum privește ministerul dumneavoastră acest dosar? Încă o dată, nu vorbim de condamnare sau nu, mai degrabă de un plan eventual pentru a preveni înainte de a combate aceste fenomene. Mie, sincer, nu-mi place. Tot ce aduce atingere sportului, indiferent că vorbim acum de violența în sport, de arte mită și de toate celelalte, chiar nu îmi place. Acest flagel la nivel internațional, sau noi, oamenii de sport de la nivel internațional, încercăm să combatem acest flagel, pentru că sportul înseamnă cu totul și cu totul altceva. Sportivii care concurează, așa cum spuneam și înainte, fac practică sportul de mare performanță, în primul rând că își doresc din tot sufletul, în al doilea rând că își doresc să câștige medalii, dar așa cum spuneam, oamenii din spatele sportivilor trebuie să fie extrem, extrem de atenți în tot ceea ce fac, pentru că ați văzut, aduc atingere unui fenomen extrem, extrem de frumos numit sport. Da, da, vorbim de corupție clară, pardon, poate n-ați terminat. Nu. Acum așteptăm ca oamenii legii să-și facă treaba și dacă au greșit să plătească. Dincolo de asta, e un fenomen mondial. Vorbim de corupția în sport și vă întrebam dacă aveți în plan, ca responsabil guvernamental, un plan pentru, în special, a educa tineretul, eventual. Și vă spun asta de ce. Citeam în cotidianul Echip, și știu că aveți o legătură strânsă și veche cu Franța, de niște cursuri obligatorii pentru campionatul francez, jucătorii care joacă în Ligue 1, deci care este divizia A a fotbalului francez, pe aceste teme de corupție, moralitate, cum să le previi, cum să fie combătută și cum afectează imaginea sportului și cum pun în pericol penal sportivul. Vorbim aici de un fenomen mondial, de meciuri trucate și așa mai departe. Așa este. Dacă vă uitați puțin în istorie și vedeți chiar și interviurile date de fostul președinte al Comitetului Olimpic Internațional, Jacques Roch, puncta extrem de atent această parte. Astăzi, un flagel extrem, extrem de periculos sunt pariurile sportive, care au atins fenomenul sportiv și este un flagel mai periculos decât dopajul.
Ce-i de făcut? Ce este de făcut? Așa cum spunea și dumneavoastră, aceste cursuri pe care să le ținem sportivilor noștri, care am avut discuții de nenumărate ori, inclusiv cu Federația Română de Fotbal, unde ne doream chiar să facem și o lege în acest sens, ca cel care greșește să plătească corupția și, da, să dăm o mare atenție codului etic al sportivului și tot ce înseamnă anturajul sportivului. Eu sunt foarte, foarte atentă, chiar am avut discuții și cu ministrul sportului din Israel, unde chiar mi-a și trimis în România codul etic din Israel, să vedem dacă putem să-l implementăm sau ceva să luăm de acolo și să-l implementăm în codul etic al nostru, tocmai pentru a preveni asemenea probleme. Da, e o problemă la nivel global, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Important este de fiecare, ca în fiecare țară, aceste lucruri să fie combătute prin legi și prin alte norme pe care noi le avem la dispoziție. Dar aici, într-adevăr, rolul cel mai important îl are antrenorul și anturajul sportivului. Deci educația. Dar dacă înțeleg bine, aveți unde va în gând un proiect de lege în acest sens? Da, am discutat inclusiv la Ministerul de Justiție. Păi unde, și după discuție ce urmează? Scrierea acelei legi. A, deci se lucrează. Și se lucrează, da. În regulă. Da. Bilanț provizoriu. Emisiune realizată de Nicola Don. Cu Gabriela Sabo, cu care vom evoca acum partea luminoasă a sportului, grație unei aniversări, Gheorghe Hagi a împlinit joi 50 de ani. Haideți să ne aducem aminte de cariera regelui. Pentru tinele generații vă propun un document de fonotecă, și nu exagerez, de transmis la copii, semnat de Cosmin Rușcior. Gică Hagi a avut o carieră fabuloasă, jucând la cel mai înalt nivel la echipe ca Steaua, Real Madrid, FC Barcelona sau Galatasaray Istanbul. Hagi a început să joace fotbal în curte cu o vezică de porc. Mai târziu, bunicul său i-a confecționat o minge din păr de cal, apoi la vârsta de 6 ani mama sa i-a dăruit o minge din cauciuc. Gică Hagi și-a început cariera la Farul Constanța, devenind apoi jucătorul echipei Sportul Studențesc, după care a fost împrumutat la Steaua. La nici jumătate de an, el înscria pentru Steaua unicul gol al Supercupei Europei de la Monte Carlo în meciul cu Dinamo Kiev. Ulterior, Hagi a rămas la Steaua, de unde în 1990 a plecat la Real Madrid pentru suma de 4 milioane de dolari, un record pentru acea vreme în România. În perioada petrecută în Spania, Hagi a evoluat la cele două mari forțe ale campionatului iberic, Real Madrid din 1990 până în 1992 și FC Barcelona între 94 și 96. Golul de la jumătatea terenului din partida Osasuna-Real Madrid este un moment de vârf al carierei lui Hagi în campionatul spaniol. Între Madrid și Barcelona, Hagi a trecut pe la echipa italiană Brescia, unde cariera s-a intrată într-un cont de umbră, a fost resuscitată de Mircea Lucescu. Renașterea sa avea să se petreacă între 1996 și 2001 la Galatasaray, unde a jucat 167 de meciuri și a înscris 78 de goluri. Hagi yine topistele aldı. Hagi, Jardel offside'dan çıktı. Hagi, Johnson! Echipa de pe Bosfor, Hagi a fost de 4 ori campion, a câștigat 2 cupe ale Turciei, o cupă UEFA și Supercupa Europei, devenind din rege împărat. Refrenul I Love You Hagi era prezent adesea pe stadionul Ali Samien. Gică Hagi a participat la 3 ediții ale campionatului european, precum și la 3 ediții ale Cupei Mondiale 90, 94 și 98. La finele anului 1999 a fost desemnat fotbalistul român al secolului, iar în 24 aprilie 2001 i s-a organizat un meci festiv de retragere. Echipa mea adevărată și de mare suflet a fost echipa națională 19 ani, la care am jucat. Gio, Gică, dar rămâi cu noi! Ne vorbește Gheorghe Hagi! Vă spun la toți că vă iubesc, vă respect și o să fiți în inima mea totdeauna!
cariera sa de antrenor nu a cunoscut însă același succes. Cel supranumit Regele a stat între altele pe banca tehnică a echipei naționale a formației Steaua și a grupării Galatasaray, fără să obțină însă rezultate notabile. De atunci și până în 2014, el nu a mai antrenat, ocupându-se de Academia de Fotbal care îi poartă numele. În septembrie anul trecut însă, Gheorghe Hagi și-a reluat cariera de antrenor, preluând conducerea echipei FC Viitorul, pe care o și patronează de altfel. Aș avea o întrebare foarte personală. Sigur, poate vreți să spuneți două cuvinte. În primul rând, la mulți ani. Lui Gica Hage, chiar și ieri 5 februarie l-am sunat personal și i-am urat la mulți ani. Clar că Gica Hage e sinonim cu Hai România, cu tricou cu numărul 10, este o personalitate a noastră de care suntem și eu personal, Gabi Sabo, extrem de fericită că l-am cunoscut și că pot să-l consider prietenul meu. Dar v-aș repet, deci întrebarea, știu că mi se reproșează să-mi că-mi tai invitații, nu v-am tăiat de data asta, dar revin, sunt încăpățânat la întrebarea personală. În momentul în care sunteți noastră, sunteți o campioană multiplă, o campioană olimpică, mondială, deținătoare a recordurilor mondiale, deci atleta anilor 90 pentru multă lume în toată Europa și chiar la nivel mondial, bineînțeles. Și există concurența între multe ghilimele a lui Gica Hagi, care sigur este sportul suprem, sportul rege, ghinion e și român, ghinion național, are rezultate bune la fotbal. Nu vă pune pe dumneavoastră ceilalți sportivi într-un cont de umbră? Nu. Cred că nu trebuie să punem așa problema sau nu cred că așa trebuie să scoatem în evidență. Fiecare dintre noi sau fiecare generație de sportiv celebru a României, a impus respect la momentul respectiv. Așa că Gica a impus respect în domeniul lui de activitate, Nadia în gimnastică, Ilie Anastase la tenis, deci fiecare dintre noi suntem, să zicem așa, sinonim cu sportul pe care l-am practicat și nu cred că, nici nu m-am gândit niciodată să fiu... nici nu place să folosesc cuvântul să fiu invidioasă pe cineva pentru rezultatele lui. Eu sunt extrem de fericită pentru că fiecare generație de sportivi sau generație de tineri au liderii lor și trebuie să fim mândri și să-i urmăm. Remarc că n-ați îndrăznit să vă numiți lângă Ilie, lângă Nadia, în palmares. Amintesc totuși, pentru că tot vorbeam de lucruri care trebuie să transmise tinerilor generații, că ați fost campioană olimpică, campioană mondială, campioană europeană, deținătoarea recordurilor mondiale la 2000 și la 5000 de metri și nu mai vorbesc de toate medalele de aur și de argint de pe la mondiale sau de la olimpiade. Asta marchează o epocă. Ceea ce marchează mai puțin spiritele și aș vrea niște explicații este trecerea de la performanța atletică la un fotoliu de ministru. Asta nu-i mai greu decât alergatul pe pistă? Întrebare destul de dificilă și vă mulțumesc pentru ea. Să știți că am făcut sport de mare performanță cu extrem de multă pasiune și dragoste. Nu vă pot exprima în cuvinte ceea ce simțeam la momentul respectiv. În primul rând îmi plăcea enorm să mă antrenez. În al doilea rând îmi plăcea extrem de mult să-l călătoresc și să concurez. În a treilea rând eram extrem de fericită când puteam să ridic stadioane în picioare. Dar știți cum e, orice capitol din viața unui om se termină la un moment dat. S-a terminat și acel capitol numit sport pentru mine la vârsta de 28 de ani, când toată lumea îmi spunea că aș mai fi putut să practic sportul de mare performanță, dar eu am simțit la 28 de ani că mintea și trupul nu mai răspund pentru marea performanță și imediat după o competiție unde eu nu m-am simțit bine și am abandonat, am zis nu, gata, eu vreau să rămân Gabi Sabo, cea de pe locul 1, lumea sau publicul să mă recunoască după acele frumoase performanțe, nu să devin o sportivă de mijlocul plutonului. Și știți cum e, am o vorbă, mai bine să se întrebe lumea de ce m-am lăsat de sport decât să mă roage să mă fi lăsat de sport. Da, Cert este că la 28 de ani m-am întors acasă, m-am odihnit și am zis, măi, asta nu este viața mea să stau toată ziua în casă și să dorm. Că să-mi justific reputația de om care întrerup, că v-aș întreba. Dacă ați simțit la nivel sportiv ceea ce francezii numesc plafonul de sticlă, deci acest tavan invizibil care te împiedică să te duci mai sus, să mergi mai departe. Nici nu mai aveam
v-a atinge, v-ați atins limitele, capacitatea, ați simțit așa am simțit că eu poate? La momentul respectiv și știți cum e, trupul îmi spunea că da, poți continua, mintea îmi spunea e momentul să te retragi. Atunci când mintea spune și psihicul nu te mai ajută, degeaba trupul, că totul sau sportul de mare performanță se face cu mintea la un moment dat, cu puterea minții. Deci îmi spuneți că totul pleacă din contează cap. Contează și antrenamentul categoric și calitatea trupului, dar mintea este extrem de importantă. E foarte important ce îmi spuneți, pentru că de obicei oamenii se opesc... Și foarte multe competiții le câștigi și din mental, le câștigi cu mental. Da, dar în general motivul pentru care sportivii de performanță, cei îmbătați cu succesul, pentru că este și asta o obiecție agreabilă înălțimilor, se retrag din punct de vedere, din motive întâi fizice, că nu mai ține mecanismul, nu mai ține și antrenamentul, dacă îmi permiteți trivialitatea termenului. Da. Da, am simțit că mintea nu mă mai ajută. E foarte interesant. Și atunci tranziția e și mai bună. Și v-a dus și mintea atunci, după unde v-am întrerupt atunci, la 28 de ani. Ce faci când ai fost cel mai sus în sportul tău? Ce-ți rămâne? Mă rog, m-am retras la 28 de ani. Cât faci sport de mare performanță sau ești implicat în fenomen, nu-ți dai seama de medalii, nu-ți dai seama de valoarea pe care o ai tu ca sportiv. Sau poate că n-am conștientizat eu și nici nu am dat atât de multă importanță. Că așa cum spuneam, făceam totul cu o foarte mare pasiune și le luam așa din... Da, am câștigat, ok, plec mai departe pentru că urmează următoarea competiție și n-aveam timp să mă bucur decât la final de an. Și cât puteam să mă bucur la final de an? Câteva săptămâni, după care trebuia să intru din nou în cantonament și să pregătesc următoarele competiții și așteptările mele erau extrem de mari. Motivația mea intrinsecă era extrem de puternică. Întotdeauna îmi doream eu să fiu cea mai bună și mă automotivam de fiecare dată. Nu m-a motivat niciodată banul, nu m-a motivat niciodată că nu știu ce contract aș fi câștigat. Nu, m-a motivat pe mine să fiu eu cea mai bună. Eu sufeream enorm la locul 2. Cert este că, așa cum spuneam, m-am retras din activitatea sportivă la 28 de ani. Mi-am dorit foarte tare să continui studiile la nivel universitar, cu totuși că terminasem facultatea în 1999 la Babeș, la Cluj. La București am zis, hai să nu mai merg la educație fizică, să merg și eu la ASE și să fac un master la ASE. M-am prietenit la momentul respectiv cu secretara facultății și mă uitam ce mastere sunt la ASE, mai ales că era luna iunie și aveam timp până în septembrie să mă pregătesc pentru examen. Și vedeam acolo contabilitate, și nu știu ce, și am văzut ceva pe resurse umane și zic, da, cred că asta mi s-ar potrivi, pentru că vorbim aici de psihologia umană, cunosc din facultate și mi-ar fi mai ușor să studiez. Dar dimineața când mă duc să-mi depun dosarul la ASE, am trecut prin fața Academiei de Educație Fizică și Sport, am intrat acolo, m-am întâlnit cu rectorul și prorectorul facultății și am rămas să studiez, că așa e destinul. Și am rămas să studiez tot la educație fizică, la nivel de master, după care am terminat și doctoratul tot la Academie. Pe parcurs, da, m-am investit foarte mult în educația mea și în internațional, pe partea asta de leadership și chiar am făcut parte dintr-un grup de Next Generation Leaders la nivel de Europa, unde într-adevăr am fost pregătiți pe partea asta. Și mulți dintre colegii mei astăzi conduc companii foarte, foarte importante sau lucrează tot așa în domeniul politic la nivel european. Și dumneavoastră la Palatul Victoria. Și eu la Palatul Victoria, da, într-o cum dimineață. Ați ajuns? Cine a venit să vă ia? Și aici este foarte interesant că eu nu sunt un produs al politicii, sunt un produs categoric al sportului, dar într-o dimineață, pur și simplu, politicul cred că a avut nevoie de mine și mi-a dat această... Cum îl chema? Victor Dacă Ponta. Dacă puteți spune, direct. Da, Victor Ponta, dimineața. V-a sunat el direct. Într-o dimineață, a fost luni dimineața, n-o să uit niciodată, într-o zi de luni extrem de mohorâtă, parcă martie, anul trecut în martie, pe 4 martie, m-a sunat, m-a invitat la Palatul Victoriei, îmi pare bine, că nu ne-am cunoscut niciodată, am o propunere să-ți fac, nu aștept, adică nu accept o negație. Diseară la ora 4 vei fi numit ministrul tineretului și sportului și abia după ce am plecat de acolo mi-am dat seama de fapt ce mare responsabilitate a căzut pe umerii mei, dar să știți că
astăzi sunt extrem de onorată că pot să conduc destinele sportului românesc și cu rezultate, zic eu, extrem de importante pe care le-am făcut în cele, să zicem, 10 luni de zile de când conduc sportul românesc. Ajungem și acolo, vă văd puțin emoționată, totuși există, e poveste. Nu sunt emoționată, frumoasă, dar e destin de viață. Da, dar ți-a întâmplat ceva înainte, imposibil să fi gândit un prim-ministru unei țări europene fix la o anumită persoană și să nu fie ceva care a pregătit această nici nu știu cum să-i spun, această sosire în fruntea unui minister. Trebuia să știe că sunteți pregătită, trebuia să știe, sunt niște oameni care au suflat cu siguranță numele dumneavoastră în sensul bun al cuvântului, fi având niște consilieri, sunt niște relații. N-ați ajuns așa tam nesam că s-a sculat Victor Ponta într-o dimineață spălându-se pe dinți și a zis ce bine ar fi să fie Gabi Szabo ministru. Asta trebuie să-l întrebați pe domnul premier, chiar nu știu. Nu, dacă nu e nimic infamant în asta. Dimpotrivă, deci parcursul trebuie să fi fost mai lung, totuși, până la... Mă rog, eu am fost și 8 ani vicepreședinte a Federației Române de Atletism și am lucrat pentru Federația Română de Atletism, după aceea am ocupat un loc foarte important în biroul executiv la Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Am fost aleasă membră în biroul executiv la nivel european, aleasă de cele 55 de țări din Europa. Deci am lucrat atât național cât și internațional. Cert este că n-am venit așa din pom direct în funcția de ministru. Dar modul cum, așa spunea și dumneavoastră, am fost aleasă să conduc destinele sportului român, asta nu le știu. Bun, dar întrebarea e legitimă în măsura în care publicul se întreabă dacă sportivul, și iar nu-i peiorativ ce spun, deci anticipez pentru o dată, nu devine cumva o cauțiune a politicului. Și vă citesc două cazuri celebre în Franța, suntem la Radio France International, Guy Drut, care a fost campion olimpic la 110 metri garduri la Montreal în 1976, și David Douillet, dublu campion olimpic și multiplu campion mondial la judo, da, și la super grey, foarte activ amândoi la cel mai mare partid politic de dreapta franceză. Au făcut o carieră nu așa de strălucită ca dumneavoastră și vă întreb care-i drumul și cât de util este sportivul politicului sau invers? E o întrebare la care eu nu am răspuns. Acum știți cum e, eu personal, Gabi Szabo, am primit atât de multe lucruri de la sportul românesc și implicit de la statul român, încât astăzi am datoria să dau ceva înapoi. Dacă pot să fac lucruri minunate din poziția de ministru al tineretului și sportului, vă dați seama că nici nu se pune problema să nu le pun în aplicare, împreună cu colegii mei, că nu se pun niciodată să fac singură. Dar cred că fiecare dintre noi, indiferent din ce domeniu venim și de activitate, dar în speță că vorbim acum de sport, mai ales că am performant la nivel atât de mare pentru România, da, am datoria să fac la rândul meu lucruri bune pentru generațiile viitoare de sportivi. Care-i marca Gabi Szabo la conducerea ministerului? Sunt foarte multe lucruri. Vorbeați de bilanț de 10 luni. Sunt foarte multe lucruri importante pe care le-am făcut. În primul rând că bugetul Ministerului Tineretului și Sportului a crescut. În al doilea rând, strategia mea se bazează pe trei piloni extrem de importanți. Promovarea sportului de masă, unde desfășurăm proiecte la nivel național prin programul Pierre de Coubertin. Anul acesta am triplat bugetul. Anul trecut a fost un succes. 33 de federații au aplicat. Este un proiect de promovare și selecție. Ceea ce îmi doresc mult mai tare de la federații este să-l facă mult mai vizibil și să fie mult mai prezenți pe media, ca lumea să știe ce se întâmplă și și lumea să cunoască că, într-adevăr, statul român se implică și în partea asta de promovare și selecție și la nivel de sport de masă. Sportul de mare performanță care îl desfășurăm prin federațiile naționale, bugetele federațiilor au crescut considerabil, implicit și bugetul Comitetului Olimpic și Sportiv Român s-a triplat, niciodată bugetul Comitetului Olimpic n-a fost atât de mare cum este în acest an preolimpic, unde calificăm sportivii pentru Jocurile Olimpice și inclusiv partea de infrastructură sportivă, unde acum câteva zile am semnat acel protocol de colaborare cu Ministerul Dezvoltării de 103 milioane de lei, de euro, scuzați-mă, atât pentru infrastructură sport de masă, cât și pentru infrastructură sport de mare performanță. Și alte multe proiecte pe care le-am făcut, inclusiv acea ordonanță care s-a dat la data de 29 decembrie 2014, unde sportului le vor reveni încă 2% din tot ce înseamnă pariuri sportive și jocuri sportive. Este o sumă destul de considerabilă, având în vedere că în 2000
parcă 14, profitul a fost de 700 de milioane de euro. Și rezultatul, microbistul, unde îl vede acestui efort financiar sau când îl vede? Și vă spun de ce vă vorbim pun această fotbal întrebare. Acum, da? Nu vorbim microbistul de, nu, amatorul de sport. Unde vedem românii câștigând? Și haideți să nu vorbim de fotbal, uite, vorbim de handbal. Deci săptămâna trecută m-am uitat cu emoție și cu bucurie la victoria echipei de handbal a Franței în finala mondialului de la Qatar și mi-aduceam aminte când eram puști că aplaudam cu aceeași emoție și fior pe spate generația Penu Gruia, campioană mondială după lupte fantastice cu RDG-ul, dacă mai ți-o bine minte, în final. Începem să clădim că ce s-a întâmplat în ultimii ani mie nu-mi place. Nu-mi place absolut deloc. Nu-mi place nici ce se întâmplă la nivel de cluburi, nu-mi place nici ce se întâmplă la nivel de federații. Din această perspectivă muncim și toată energia mea mi-o pun ca rezultatele în sport să se vadă în timp. Nu le ce vedem nu imediat. Place, am nevoie de mai multă rigurozitate și de mai multă motivație atât la sportiv cât și la antrenori și vreau mai mult control și monitorizare și control la nivel de cluburi și de federații. Aveți mijloacele acestei nemulțumiri pozitive? Încercăm să găsim soluții. Una dintre soluții este că, prin ordin de ministru, am înființat Comisia de Monitorizare și Control, iar pe teren vor fi oameni din Ministerul Tineretului și Sportului care vor verifica că tot ceea ce spun se și întâmplă. Păreți foarte hotărâtă, foarte decisă, foarte încrezătoare în termenul lung al unei politici. Asta vreau să vă întreb acum. Mandatul unui ministru prin natura lui e scurt și imprevizibil. Preconizați o politică pe termen lung care să fie dusă poate de dumneavoastră într-un alt guvern sau poate de alt guvern inspirat de politica dumneavoastră? Adică are sportul românesc nevoie de o politică pe termen lung, categoric, constantă, categoric, care să dea rezultate? Ceea ce fac eu în momentul de față este o strategie pe termen extrem, extrem de scurt. Ne interesează pe mine și pe colegii mei din sport, ne interesează ca 2016 să iasă cât de cât onorabil. Ce se va întâmpla în 2020-2024, la următoarele ediții de Jocuri Olimpice, este o altă poveste. Și da, mi-aș dori foarte tare că, indiferent cine vine după noi la minister, să înțeleagă că tot ceea ce am început eu să construiesc acolo este de durată și că trebuie să ducă mai departe. Și modul de finanțare a federațiilor, și modul de finanțare a cluburilor, și această, să zicem, reformă pe care mi-o doresc, dar targetată și foarte lină, nu dură, pentru că nu avem nevoie de, în momentul de față, de șocuri în sistem, pentru că avem nevoie de o tranziție spre o reformă treptată. Haideți să coborăm puțin lin spre o actualitate mai puțin turmentată a weekendului. V-am cerut să veniți cu ceva de căpătâi, cu ceva care vă-i drag și ați venit cu un entuziasm, mi-ați spus și am zis nu-mi spuneți nimic, arătați-mi-o în direct. Eu am mai mult, mă rog, cartea a fost una dintre și este una dintre pasiunile mele. Citeam când eram sportiv de mare performanță, citeam cu foarte, foarte mare drag. Era modul în care eu mă relaxam foarte tare. Orice ce făceam, citeam. Mergeam la recuperare, citeam. Veneam de la antrenament, citeam. Mă trezeam dimineața până la antrenament, citeam. Deci tot timpul eram cu cartea în mână. Cert este că, de fapt, soțul meu mi-a recomandat această carte, să o citesc. Este scrisă de Emma Laparte și se numește Caput. Este o carte extrem, extrem, extrem de... Dați-mi mie, spuneți, o arăt eu acolo la cameră. Sau arătați-o în asta și mai bine. Acolo e. Da. Este o carte pe care eu am iubit-o. E un clasic, exact. Deci lumea o găsește ușor. Este o carte care a fost scrisă în secret. Dar în momentul când a fost publicată s-a epuizat imediat și este vorba de tot ce a însemnat elita de la acel moment și modul cum se făcea politică înainte și în timpul războiului mondial. E o carte de referință a lui Malaparte și de asemenea se spune că e singurul scriitor care a descris atât de frumos calul.
Vă simt foarte nostalgică și din conversația pe care am avut-o puțin înainte de a intra în studio despre o istorie nu chiar așa de îndepărtată a ținuturilor noastre balcanice, austro-ungare, deci tot ce înseamnă spațiul în care evoluează Europa zilei de astăzi, cu foarte multe fragmentări, cu foarte multe drame, cu foarte multe dispute, cu foarte multe lucruri necunoscute, mă înșel, sau aveți, sau la un moment dat vom citi ceva pe tema asta? Nu știu, niște mulți ani, dar eu, nu știu, vă simt foarte sensibilă. Așa mi se pare că sunt sensibilă. Poate că mă înșel, nu, e o calitate, dar poate că mă înșel. Acum știți cum e, avem mai multe calități. Poate că una dintre ele este că sunt și sensibile. Da, poate că sunt sensibile, îl recunosc. Da, m-am gândit la un moment dat să scriu o carte. Da, cu toată viața mea, dar am zis că nu este momentul la 40 de ani să scriu o carte. Poate că mai târziu, nu știu. Dar mi-aș dori ca toată istoria vieții mele să se regăsească într-o carte. Mulțumesc pentru această confidență. A fost bilanțul provizoriu al săptămânii, semnat Gabriela Sabo. Weekend plăcut tuturor. Vă aștept sâmbătă viitoare aici, 10 și 10 la RFI. Mersi, la revedere. Bilanț provizoriu. Emisiune realizată de Nicola Don.